Pace, dragi frați și surori, din nou intervin, fiindcă vreau să înștiințez pe orice creștin care mă aude. Dumnezeu să te binecuvinteze care mă asculți, aș vrea să spun ce mi-a descoperit Dumnezeu și mi-a dat. Desde ieri, eu am simțit o durere în fundul inimii, o durere profundă că vine ceva pe pământ, o groază. Și am simțit atât de mult, de m-am pus pe genunchi și am plâns. Am simțit durere și m-am rugat, era noaptea. Și m-am dus la fereastră și am cerut Domnului să-mi spună ce semnifică simțul ăsta. Și Duhul Sfânt mi-a zis, vezi câtă pace e afară, liniște pe, se vedea noaptea, o liniște de plină. Așa îi va lua, din plin. Așa va veni un duc de moarte. Un duc de boală, de moarte, de genul. A doua zi din nou am simțit cum astăzi. Și am simțit în fundul sufletului meu durerea și am început să plâng în timpul lucrului unde lucrez eu. Și m-am rugat la Domnul Iisus și am zis, Doamne Iisuse, ce e asta? Ce înseamnă durerea asta atât de grea? Tot mă atingi cu semnalul ăsta. Și atunci Domnul l-am simțit în fundul sufletului meu când l-am auzit pe Iisus. În fundul inimii mele, când a zis, s-a terminat. Până aici a fost dragostea mea, s-a terminat. Și am simțit pe Iisus cum plângea și am văzut în Duhul meu pe Domnul cum plânge pentru oameni. Fiindcă s-a dat viața pentru oameni și oamenii nu vor să știe de El. Și atunci am simțit că s-a terminat totul. S-a terminat bucuria umană, banii, salariile, veniturile, mersurile. Vine ceva care se va închide cum din nou o boală din nou groaznică. Duhul Sfânt mi-a arătat un vis cu câtva timp în urmă, că vine o boală mai grea ca COVID, dar de două ori m-a științat și mi-a arătat. Și acum iară. Și rugându-mă așa, am plâns cu Iisus. Și Duhul Sfânt mi-a spus, nu te teme, Alina, fiindcă Domnul Iisus în dragostea Lui și în mila Lui, o să aibă grijă să nu se întâmple nimic cu copiii Lui care stau pe genunchi înaintea Domnului și se smeresc, care stau pe burtă și strigă, milă, Doamne! Milă, Doamne, pentru familia mea! Nu știu dacă mă crezi sau nu, cine ești, cine nu. Dați mesajul dacă aveți plăcerea și la alții, dacă nu eu mi-am făcut partea. Dumnezeu să te binecuvinteze care asculți mesajul. Nu știu dacă crezi sau nu, dar vreau să-ți spun, pregătește-te, fiindcă nu numai război vine, nu vine numai foamete, vine și boală. Fiindcă Dumnezeu mi-a spus cu 2 ani în urmă, când se va împlini în lume mondială, în globul pământesc, mai mult de jumate care au făcut vaccinul, va veni o boală și mai grea decât COVID. Și eu o simt că se apropie. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Și mai am un mesaj să-l dau, care mi l-a vorbit Duhul Sfânt. Și mi-a spus așa, când vei auzi țipete și răcnete, să nu ieși afară, fiindcă va fi vremea când se va închide și oamenii nu vor putea ieși din casă, dar vor muri în casă și vor răcni și vor striga prin toate părțile să vină alții să-i ajute. Duhul Domnului mi-a dat pe inimă și mi-a spus, să nu ieși din casă, tu care mă auzi, când se va întâmpla asta, te rog frumos să iei seama. Când ai să auzi pe vecinul de lângă tine că strigă, să nu ieși din casă. Fiindcă Duhul Sfânt mi-a spus că copiii Domnului vor cânta și vor lăuda pe Domnul. Vor avea mâncare și provizii, fiindcă Dumnezeu de 2 ani în urmă m-a științat să mă provizionez cu alimente, inclusiv cu biscuiți, fiindcă vine o foamete, griză mondială foamete și groaza care e acum. De 2 ani în urmă m-a științat. Nu s-a terminat COVID-ul și eu am știut deja. Dumnezeu să te binecuvinteze.